Furtuna anunțată de meteorologi a adus potop de necazuri în județul Dâmbovița. Canalizările abia au făcut față cantităților uriașe de apă, în câteva minute străzile devenind adevărate canale venețiene. Un șofer aflat într-o mașină rămasă în apa care creștea văzând cu ochii în pasajul Romblux din Târgoviște a fost salvat de către pompierii militari, ulterior fiind scos și autoturismul. În Târgoviște câteva acoperișuri smulse de vânt au fost aruncate peste autoturisme, iar un bărbat a fost transportat la Spitalul Județean din Târgoviște pentru îngrijiri după ce a fost rănit de o tablă. Vijerie, da, puternică. În jumătate, vedeți și noastră. Am scăpat, n-am pățit nimic. A fost un copac, vecinul a avut necas. Am ieșit din mașină și la 2 minute poc. A picat jumătate. Dacă se face așa din cap, fără acte, fără alea, acum vom vedea ce se întâmplă. Furtună mare. Era încă zboară și bloc. Era de așteptat după căldurile astea. Trebuia să ne așteptăm. Era să rămân fără mână, a zburat placa, a zburat de sus tablă și era să rămân fără mână din cauza asta. Da, a zburat tablă de jos, după bloc a căzut tablă jos și până a zburat tabla direct în mână. Vântul puternic a creat pagube și în alte localități. Potrivit reprezentanților prefecturii Dâmbovița, cel puțin 15 acoperișuri au căzut la Târgoviște, Titu, Slobozia Moară, Cornești, Cobia și Lungulețu. La Slobozia Moară au fost probleme la acoperișul școlii, iar pe DN71 Târgoviște-București au fost probleme cu traficul timp de aproximativ 30 de minute, cât s-a circulat pe un singur sens din cauza unui copac căzut pe carosabil. De asemenea, mai mulți copaci au căzut peste firele de electricitate la o grădiniță din Târgoviște, în Haltateiș, iar la Răcari un arbore a căzut peste o conductă de gaz care s-a fisurat. Din fericire, defecțiunea a fost remediată la timp, nefiind pericol de explozie.